Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a anunțat că investiția de care se vor bucura copiii din comuna Potlogi a fost implementată de primărie cu finanțare prin CNI. Valoarea investiției se ridică la aproape 7 milioane de lei. Sala de sport, în suprafață construită de peste 1000 de metri pătrați, are pe lângă terenul de joc, vestiare sportive, grupuri sanitare, dar și 102 locuri pentru publicul spectator.